ziua și am revenit la Prof Online cu exerciții de matematică. Cu loc tema pentru a doua zi, nu? Cum suntem obișnuiți. Haideți să le spunem, dragilor, tuturor celor care ne vor urmări, că așa cum am făcut-o și altă, și aseară, facem tema pentru a doua zi, deci ne frământă să vedem ce exerciții aveți voi de rezolvat și să rezolvăm. După aceea o să mai facem și alte chestiuni, da? În seara asta suntem mai mulți decât aseară, nu? Da. Hai să vă facem cunoștință. Miruna. Adi, Miruna și cu Vlad, 3. Mihail. Mihail. Și Gavril. No. Gavril cine este? Tu? El este Alexandru. Alexandru. Deci s-au adăugat doi. E vorba de Mihail și Alexandru. Bine. Pornim la treabă repede. Deci, sunt aici 15, 17, 18, 7. Are? 7, da? O urnă conține 25 de bile. Deci, 25, urna, are 25 de bile, 10 albe, 5 roșii și restul albastre. 10 albe, 5 roșii, 5 roșii, alo. Da, sunt la treabă. Da, de seara bună. Deci, 10 albe, 5 roșii și restul albastre. Ce înseamnă restul albastre? Până la 25. Cât ce înseamnă restul albastre? 10, da? 10 albastru, blon, să zic acolo, da? Cu blanul. Deci, albe, roșii și blon, albastru. Numărul bilor albe și numărul bilor albastre, deci scrieți raportul dintre bilele roșii și bilele albe și bilele albastre. Raportul dintre astea. Care este raportul? Cine? Alexandru. Deci să scriem raportul dintre bilele albe și bilele albastre. Mai tare, 10 supra 10. Deci albe supra blu înseamnă cât? 10 pe 10 și egal cu 1. Da? Raportul este de 10 pe 10. A fost prima întrebare, a mic. B mic. Miruna. Numărul bilor albe, raportul dintre numerele bilor albe și numărul bilor roșii? Și albastre. Și? Deci numărul bilor albe și numărul bilor roșii și albastre la un loc. Scrieți raportul dintre. Două puncte. Numărul bilor albe și numărul bilor roșii și albastre la un loc. Care? Adică... Albele mai 10, întâi, la numărător albele, 10 supra 5 supra 5 și supra 10. Și, da, nu, împărțit 10 pe 5 împărțit la... Atenție! Albele, la numărător albele, era numitor împreună roșii 15. 15. Deci, 10 și 15, așa au spus, astea două la un loc. Da. Da? Cât face aici? 10 pe 2 5? Pe 3. 2 pe 3. Punctul C. Să scriem raportul dintre numărul total de bile și numărul bilor care nu sunt albe. 25 supra 15 sau? Deci, băi, zis numărul total de bile 25. Bravo. Corect. Și cele care nu sunt albe. Supra 15. Da. Nu sunt albe, câte nu sunt albe? 15. Nu sunt albe 10. Și atunci au rămas împreună roșii și albastre, deci 15. Ce este egal cu 5 pe 3. 5 pe 3. Asta este raportul. Atât a fost aici. Ce simplu. Da. Dar eu zic să mai facem câteva până când ajungem. Hai să le facem în ordine. Știți bine că așa procedam de multe ori până când nu neapărat ce sărim problemele. Am făcut direct pe caietă de teme. Scriem și problemele care le facem.
și o, că nu te controlează nimeni. Nu, dacă e impus, nu, nu poate să fie nimic rău, da? Așa. Scrieți raportul de cel mai mic număr de o cifră și cel mai mare număr de o cifră. Adică... Raportul dintre... Ziceți. Cel mai mic număr de o cifră... 1 și 9. 1 pe 9. 1? 1 pe 9. Supra 9, da? Da. Deci raportul dintre cel mai mic număr dintr-o singură cifră și cel mai mare dintr-o singură cifră. Deci, la o problemă 8, răspunsul este 1 pe 9. La problema 9, care spune așa, scrieți raportul dintre cel mai mare număr de 3 cifre și cel mai mic număr de 2 cifre. 999 și pe 10. Pe 10. Și cel mai mic număr de 2 cifre. 10. 10, da? Da. Așa. Deci a spus bine Miruna și cu Adri. Deci a zis, Adi, 999, cel mai mare cu putință din 3 cifre și cel mai mic din 2 cifre, 10. 10. Da? Da. Bine, deci 999 supra 10. 10. A 10-a problemă. Se dau mulțimile A mare. Mulțimea A mare este formată din elementele 1, 2, nu. 2, 3, 4, 5 și 6. 2, 3, 4, 5 și 6. Iar mulțimea B e formată din 4, 5, 6, 7, 8 și 9. 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Scrieți raportul a două numere pare. Scrieți raportul a două numere pare. Primul din mulțimea A, iar al doilea din mulțimea B. 6 2 pe 8. 2 pe 4. Deci să scriem așa. Cel mai mare sau cel mai mic? Deci scrieți raportul a două numere pare. Primul din mulțimea A, al doilea din mulțimea B. Dați 3 exemple. 4 pe 4, 2 pe 4 și 6 pe 4. Deci, opa. 4 pe 4 ai spus odată. Altul. Hai, mai zice. Alt exemplu. 2 pe 4. Nu, 2 pe 6. 2 pe 6. Ca să fie schimbat. Da? 2 pe 6. Și 6 pe 8. 6 pe 6. Și 6 pe 6. 6 pe 8. Așa. 2 pe 6 face 1 pe 3, nu? 3, da. Și 6 pe 8. 6 pe 8, care face cât? Cât o să obținem? 3 pe 3 pe 4. 4. Da? Simplificăm fracția prin 2 și... Am dat exemplu acest. Scrieți raportul dintre un număr par din A și un număr impar din B. 2 pe 5. Un număr par din A. 6. Deci 2 pe 5 ar fi o dată. 2 pe 5. 4 pe 7. Deci 2 pe 5. 3 pe 7. 4 pe 7. Da. 3 număr impar. Par la numărător. Și 6 pe 9, da. Și 6 pe 9, da? 6 pe 9. Care face cât? 2 pe 3. 2 pe 3. Așa asta a fost problema 10. 11. Care a fost 10? Deci asta, asta cu mulțimile, da? 11. Ia să vedem ce ne spune la 11. Se dau mulțimea mare formată din 2, 3 și 4. B mare din mulțimile, mulțimea formată din elemente 3, 4, 5, 6 și 8. 3, 4, 5, 6 și 8. Câte rapoarte se pot forma, având primul termen un element din mulțimea A mare și al doilea termen un element din mulțimea B mare. Câte rapoarte se pot forma luând la numărător unul din A mare și la numitor unul din B mare? 2 pe 3. 2 pe 3, 2 pe 4, 2 pe 5, 2 pe 6 și 2 pe 8. După aia 3 pe 3, 3 pe 4, 3 pe 5, 3 pe 6. Câte sunt? Câte? 15. Bravo. Deci, da. 2, 4, 5 ori 3, 15. Deci cu 2, 5, cu 3, 5, cu 4, 5 și problema este rezolvată. Din nou avem șanse foarte mari
Este un lucru chiar deosebit de frumos, interesant. Deci, la lecție participă și mama lui Miruna. Asta este super. La meditație nu se întâmplă niciodată așa, nu? Deci, te duci acolo la profesor și cu asta basta. Nu știi nimeni ce și cum. Cât de curând, astăzi ne-am propus să facem în direct. Din păcate am avut o problemă cu o baterie la... Așa și n-am... de unde am fost. Dar nu găseam baterie, nici n-am știut că am o problemă asta. Ai văzut, am fost asistat de tine, nu? Pe parcursul deplasării acolo și ai văzut că am avut această problemă. Dar cât de curând vom începe treaba asta. Părinții vor sta acasă, colegii voștri, prietenii voștri și vor urmări lecția în direct. Da? Asta da. Nu se va întâmpla cât de curând. Așa, mergem mai departe. Deci aici trebuia să dăm câte, doar răspunsul ăsta, câte numere sunt. Răspuns? 15 rapoarte. Aș vrea să le scrieți pe toate. Vă rog să le scrieți. Da? Voi le-ați și scris. Eu. Ia, excelent că le-ai scris. Faceți asta toată lumea, da? Acum, eu știu eu toată, da? Da. Voi faceți acest lucru. Deci toate cele 15 sunt scrise. Spațiu mai avem și pentru părinții celalți care doresc să participe la lecție, așa cum face mama lui Miruna, o pot face cu multă bucurie, aștept să se întâmple așa, pentru că vrem să le spunem tuturor celor care parcă nu privesc cu ochi buni acest lucru, că există un interes maxim din partea părinților. Este un interes nemaipomenit și chiar dacă se va întâmpla mai bine și alți părinți, mă bucura foarte tare. Deci să dau 12 a 12 problemă. Se dau mulțimile A mare, formată din 2, 3, 4, 2, 3 și 4. Ce repede le-am făcut? B mare, formată din 3, 4, 5, 6... Dar asta abia am făcut-o. Nu, sunt aceleași mulțimi. 3, 4... 5, 6 și 8. Da? Tot Amic. Câte rapoarte de formă A pe B au valoarea 1? 3, A pe 3. A supra B. Dar să vedem de unde este A și de unde este B. A se aparține lui A mare, iar B se aparține lui B mare și valoarea raportului să fie 1. Se cheamă fracție echivalentă. 3 pe 3, 4 pe 4, 4 pe 4. Mai două? Da. Alex, ce părere ai? E bună ideea cum, pe care au avut-o colegii tăi? Da. Zice 3 pe 3, adică 3 de aici și 3 de aici și face 1 și respectiv 4 pe 4. Alte fracții nu mai pot forma, da? Da. Deci aș avea aici 3 pe 3 la prima întrebare și respectiv 4 pe 4. Se numesc fracții echiunitare, nu? Da. Numărător egal cu numitorul. B mic. Câte rapoarte de formă A pe B au valoarea 2? Deci, de tipul A pe B să fie egal cu 2. Să vedem. B-ul au din valoarea 2. A din B și B din B. Amândouă sunt din B? Asta spune autorul. Da. Da? Deci au, 6, 4, au din B și B-ul tot din B. Deci, 4 pe 8. Toate din B. Am un 2 din B. Aoleu. 8 pe 4 și 6 pe 3. 8 pe 4 și 6 pe 3. Deci 8 supra 4 egal cu 6 pe 3. Și egal cu cât? Cu 2. 2. Valoarea este 2. 4, 6, 3. Deci cele două rapoarte care s-au putut forma cu valoarea 2 sunt aceste. 8 pe 4, 6 pe 3. Deci 8 pe 4 egal cu 6 pe 3. Da. Da? Pentru că se zic parte exact de 2, de 2 știi cu aceea. Deci iată, am scris egalitatea acolo. Câte rapoarte de tipul M pe N, punctul C, câte rapoarte de tipul M pe N, M supra N, au valoarea un număr natural. Deci, aparține răspunsul, valoarea asta e un număr natural, așa,
dacă M aparține lui A unic cu B, așa, iar nu aparține lui A minus B. Nu, deci M aparține reuniunii, numărătorul, deci din reuniune, iar nu e din, din diferență. Cum păi devin? M poate fi 34. O, nu te grăbi, nu te grăbi. Hai să analizăm. Mă, gata, 34 cu 4, atâta. Da, ase, atenție, vreau să înțelegeți bine problema. Nu ne grăbim, dragilor. Am mai spus-o, la matematică, nu prima idee care vine și o arunc. Să vezi dacă e gândit bine. Mai întâi trebuie să vedem reuniunea. Adică 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să luăm A reunit cu B, A reunit cu B, dar cu mulțimea formată din... Egal cu mulțimea formată din 2, alo? 3, 4, 5, 6 și 8. Iar da, sunt într-o lecție de matematică. Minus B este egal cu... Nu, nu știu, nu cred că viu. Când este asta, Târgu Apicol, la București, când este? Deci are unic cu 2 copii, ce înseamnă? 27, ajung. Da. Da. Bine, la revedere. Deci, copii, să facem reuniunea. Adică, punerea la un loc a elementelor din prima mulțime și în al doilea. Asta înseamnă reuniunea. 2, 3, 4, le-am pus ca să fim sigur din prima mulțime, 2, 3 și 4. Și acum mai adaug și elemente din cea de-a doua mulțime. Sunt foarte atent ca elementele din cea de-a doua mulțime pe care le pun să nu se repete. Că într-o mulțime elemente nu se repete. Adică 3 l-am deja pus, nu mai pun. 4 l-am deja, nu mai pun. 5, 6 și 8. Asta e A reunit cu B. Dar dacă ar fi fost intersecții? Da, hai să vedem cât ar fi fost. A intersecta cu B, facem și asta, ca operație cu mulțimi, da? Ne amintim. Reuniunea înseamnă punerea la un loc, iar intersecția înseamnă, Alexandru, ce? Elementele care sunt în A și în B. Sigur că da, elementele comune. Da? Și încolo și acolo. Care sunt, Alexandru, te rog? 3 și 4. Deci 3 și 4 sunt elementele comune, da? Asta înseamnă intersecția. Ne amintim cu ocazia asta și operații cu mulțimi. Deci reuniunea înseamnă punerea la un loc. Atenție, într-o mulțime nu se repete elementul. Adică nu poți să spui 2, 3 și al 3. Nu. Că deja avem pus odată. L-ai pus odată. Da. L-ai pus, da? Deci 3 și 4 este intersecția. Și acum să facem A minus B. A minus B. Păi, asta e faza, că noi n-am învățat cu numere, ba, da. V-ați învățat la 5-a. Sigur că trebuie să o facă. Autorul are greșe. De, atenție, cine vrea să spună la, la diferență? 5, 6 și 8. Se pun toate elementele din A, care nu sunt care în B. Care nu sunt B, adică 2, mai 2. Deci toate din A, care nu sunt în, care B. Nu sunt în B, adică 2. Deci, doar 2. Da? Da? Doi, doar 2. Aș vrea să-mi spună cineva cât este B minus A. Ia să vedem. B minus A, vreau să Vlad să-mi spună. Deci pune pe toate din B, care nu sunt în A. Tot ce e în B, dar să nu fie în A. 5, 6 și 8. 5, 6 și 8. Da? Deci, încă o dată, operațiile cu mulțimi din clasa a 5-a, le-am repetat acum, anume, da. Reuniunea, punerea la un loc, da. Intersecția, ce comun și colo și colo, putem face intersecția mai multor mulțimi, nu numai două, 7, 9, cât o fi. Da. Numai asta trebuie să fie foarte clar. La intersecție înseamnă elementele comune care se găsesc și în prima mulțime și în cea de-a doua mulțime, și în a treia și în a patra, deci ce vedem comun? La reuniune punerea la un loc. La diferență punem tot ce este în prima și nu este în a doua. Bun. Autorul ne-a spus așa. Mai, știți ce? Faceți voi mai întâi reuniunea, ca asta vreau să spună, ca să vedem mulțimea nouă, asta. Faceți-mi și A minus B și o avem și pe A minus B. Asta, astea două
le-am făcut noi așa când ne-am propus să facem treaba asta, dar ochiul nostru stă acum pe prima mulțime și pe a doua mulțime. Da? Deci suntem foarte atenți la ce discutăm acum. Avem cele două mulțimi. M-ul, numărătorul din prima mulțime, iar numitorul este din a doua mulțime. Și vrem să găsim toate rapoartele, luând un element de la prima mulțime, un element de la a doua mulțime, numai doi avem, deci cu doi îl prindem tot timpul, așa fel încât în clipa în care facem raportul, să se împarte exact. Deci să se împarte exact. 2 cu 2, 4 cu 2, 2 cu 2. 2 supra 2. Apoi, alt raport. 4 pe 2. 4 pe 2, foarte bine. Mihai, ia zi și tu. Așa, așa, Mihai. 6 pe 2. 6 pe 2, bine, Mihai. 6 pe 2. Și Vlad? 8 pe 2. 8 pe 2. Bine, Miruna? Da. Deci, mai avem vreun alt, un alt raport? Nu mai avem niciun raport. De fapt, autorul a vrut să spună așa. Ai înțeles tu că trebuie să te adresezi numai numerelor pari? Pentru că doi fiind par, asta, ca să facă împărțirea exact, trebuia să avem în vedere doar numele pare din reuniune, din prima mulțime. 2, 4, 6 și 8. Asta a fost esența, da? Bun. Mergem mai departe. Să vedem un alt ieșițiu. Am ajuns la ce ieșițiu acum, la 12. Mergem la 13, sigur că da. Să ștergem tabla. Ce ne spune 13? Am să scriu că tabla se va usca, să fiu un colț acela, ca să gândim ieșițiul. Deci, atenție, vă invit să nu vă mai grăbiți. Nu este important să dăm răspunsul care dă răspunsul primul. Ci important este să gândim corect. Să înțelegem ieșițiul și să gândim corect. Spune așa. 13. Zice, alegeți elementele din mulțimea mare, o indic, a mare formată din 0,25, virgulă. 0,25 punct și virgulă, ca să nu cumva să confundăm, da? 3. Apoi 3 întregi și o fătrime. Apoi 0,35 în perioadă. Așa. Iată, acestea sunt... Asta e mulțimea formată din câte elemente? Cine îmi spune câte elemente are mulțimea asta? 1, 2, 3, 4. De acord, da? Da. Alcătuiți rapoarte care să aibă valoarea. Deci, valoarea raportului a mic să fie egală cu 12. Dar mai fiind, trebuie să descriem 0,25 ca și prin... Sigur că da. O să încercăm să le vedem traduse. Acestea sunt numere decimale. Da. Ăsta este un număr întreg, nu? Natural. Apoi ăsta este un număr fracțional, trebuie să introducem întreg în fracție. Și în sfârșit, aici avem un număr decimal. Cine spune ce fel de număr sunt? Alex? Număr? 3 pe 9. Ce fel de număr? Cum îl zicem? Este un număr decimal. Periodic. Mixt. Număr decimal, periodic, mixt. Foarte bine. 0,25 e 1 pe 4. Deci 0 luăm pe primul. 0,25 pe luna vorbește, da? 25 pe 100, care se explică și 25 pe 100. Atenție, pe cine numesc eu, acela vorbește, da? Ca să nu mai suprapun. 25 pe 100, foarte bine ai spus. E cam mai departe, cu numărul, da? 1 pe 4. 3 întregi și o fătrime, Vlad, egal cu? Este egal cu 3 ori 4 plus 1, adică 13 pe 4. Deci 13 pe 4. Și 0,3 în perioadă 5 adi, egal cu 35 minus 3. 35 minus 3. Pe 90.
pe 90, foarte bine. Sunt egal cu 32 pe 90. Să simplifică bine. Acum eu dau prin 2. Și mi-am dă... Da. 16 pe 45. 45. Așa rămâne așa. Este fracție ireductibilă, amintiți? Da. Da. Adică nesimplificată. Deci pentru că nu mai am un divizor comun. Aceste două numere se numesc prime între ele. Și cum scriam chestia asta? 16 și 45 egal cu 1. Cel mai mare divizor al acestor două numere este 1. De aceea sunt prime între ele. Fracția este ireductibilă în condiția asta. Și acum, mulțimea mare o să o scriem egală cu, după ce am făcut această mișcare, Vlad, va fi egală cu 1. 1 pe 4. Corect. 3. 13 pe 4. 13 pe 4. Și 16 pe 45. 16 pe 45. Autorul ne spune să facem rapoarte dintre acestea, încât valoarea raportului să dea 12. Am o idee. Să zicem că 1 pe 4 supra x egal cu 12. Și de acolo să-ți dai tu seama să vezi cine este x-ul acela. Da. Și așa. Urmând să muncim și să vedem dacă există vreun x în zona de aici, da? Vreun x printre celelalte. Altceva mare idee, idee bună pe care o să o practicăm, o să o punem în practică. Altceva mare vreo idee? El zice să notăm cu x și să muncim acolo. Miruna, tu cum mai face? Te-a surprins când a zis să notăm cu x, să facem cu x. Da. Da. N-ai fi făcut așa. Tu ai fi avut o altă idee. Să zicem, ce idee ai avut? Păi, să facem 1 pe 4. Așa. Împărțit la... 3. Totul supra 3. Și se iei pe rând. 3, 13 pe 4, 16 pe 45, până când... Care dă 12? Tu ai făcut concret treaba asta, da? 1 pe 4. Așa. Luându-l pe 1 pe 4 la numărător. Tot atât de bine poți să le ai, să le iei pe 3 la numărător și pe urmă pe cealaltă toate. Deci ai fi putut să faci și tu problema în ideea asta. Merg pe mâna lui și pe, urmă, și pe ideea ta. Deci el spune așa, 1 pe 4, totul supra x, să facă valoarea 12, da? Uh-huh. E, acum? Amplificăm pe 12 cu x. Sau înmulțim totul cu x ca să scăpăm denumitor. Perfect. Echivalent, va spune că 1 pe 4 egal cu 12x. Mai departe. X este egal cu 12 împărțit la 1 pe 4, adică x egal cu 12 ori 4 pe 1, cum ar fi. Dar așa este? X egal cu 12 împărțit la 1 pe 4? Sau cum vine? X ăsta cu cine este egal? Ba, nu, x egal cu 1 pe 4 împărțit la 12. Sigur că da. Și egal cu 1 pe 4 ori 1 pe 12 și facem mulțirea. Dar să vedem ceilalți mă urmăresc? Da. Atenție. Da. Vlad, nu Vlad, Mihai. El a zis așa, notează cu x aici și acum numai aici se concentrează să vadă dacă găsește vreun x dintre cele trei. Practic asta vrea să vadă el, da? Da. Și acum spune așa, am mulțit cu x peste tot, altfel ca și cum aș fi adus la aceeași numitor și i-a dat 1 pe 4 egal cu 12x. De aici, x-ul ăsta, cu cine este egal? Mihail. Mihail, e bine? Da. Așa. X-ul cu cine este egal? Uite, dacă spun așa, 3 egal cu 4x. X-ul cu cine este egal? Cu 3... supra 4. Deci 3 împărțit la 4. Da? Deci de aici x-ul egal cu 3 împărțit la
4. Supra 4. De data asta, de data asta, la noi x-ul cu cine va fi egal? Preluând ideea de aici, da, 1 pe 4 ori 1 pe 12. Mai, da. Bine, dar să luăm ușor în etape. Deci x-ul va fi egal cu ăsta împărțit la 12, da? Deci x va fi egal cu 1 pe 4, totul supra 12. Și acum, eu sub înțeleg că aici este numitorul 1. Și cum se împart două fracții? 4, mulțim pe prima, cu a doua inversată. Da? Da. Deci va veni 1 pe 4 înmulțit cu 1 pe 12. Și face cât? 1 pe 48. 1 pe 48 nu este egal cu 12. Deci, tăiem. Deci asta, x-ul pe care l-am găsit, 1 pe 48, înseamnă că nu e niciunul din aceste de aici. Nu? În concluzie, nu pot forma la numărător cu 1 pe 4 și la numitor cu un x niciuna, nici o fracție, socotind numărătorul 1 pe 4 și numitorul oricare din celelalte, nu va fi fost o soluție. Adică, Miruna, dacă noi am fi muncit pe culoarul tău, păstrăm pe 1 pe 4 sus și luăm pe 1 pe 3, 13 pe 4, 16 pe 4, 5, conform raționamentului de aici, nu ar fi dat niciodată cât? 12. Așa. Dacă luăm 3 pe x egal cu 12? Hai să vedem. 3 supra x egal cu 12. Deci mi-am mutat acum ideea la următorul. Da. Da? Și atunci... De aici 12x egal cu 3. Deci de aici rezultă că 12x egal cu 3. Și atunci x egal cu 4. Și de atunci rezultă că x egal cu 4. Este cineva aici egal cu 4? Nu e 16 pe 45 sau nu? Nu. Deci nu este, nu? Nu. Deci înseamnă că neavând niciuna dintre celelalte trei exact să fi fost cât să fi fost întâlnită aici, nu am cum să merg. Dacă ar fi fost 4 printre ele, aș fi spus, da, uite că am șanse. Să mergem mai departe, cu 13 pe 4. Exact. Deci o să mergem 13 pe 4, totul de împărțit la x, egal cu 12. Și acum vorbește Gabriel, Mihail, da? Mihail, te rog, Mihail. 13 pe 4. 13 pe 4. Egal cu 12x. Deci 13 supra 4 este egal cu 12x. De unde rezultă că x egal cu... Cu cine? 13 pe 4 ori întorsul lui... Deci egal cu 13 pe 4. Ori... 1 supra 12. Ori 1 pe 12 ar veni, nu? Că totul supra 12, deci 1 pe 12, spune. Și face cât aici? 13 pe 48. 13 pe 48. Ai un 13 pe 48? Da, sau nu? Avem 13 pe 4, nu pe 48. 13 pe 48 nu avem. În concluzie, nici cu 13 pe 4 nu putem, nu găsim niciuna dintre cele trei care au rămas. Atunci ultima. Ia să vedem cu ultima. Deci cât să zicem? 16 pe 45 totul pe x egal cu 12. Egal cu 12. Echivale. Vorbește Adi. Păi ar veni 16 supra 45. Da. Egal cu 12x. 12x. Adică 16 supra 45. X egal cu 1. Da, x egal cu 16 supra 45.
Ori 1 pe 12. Ori 1 pe 12. Ia să vedem, să simplific aici prin cât? 16 cu 12 e plin. Prin 3? Nu. Prin 2. Prin 2. Prin 2, chiar prin 4. Prin 16 se parte, deci păi divizorul... Da. 4, păi acolo ar veni 4 și aici 3. 3. Și am face 4 supra... Cât? 135. Iată că în varianta în care n-avem nimic. Am gândit așa, nu apare niciun raport care să-mi dea valoarea 12. Ba da. Dar am gândit cum aici? Cu x-ul la numitor. Da? Iată că mama lui Miruna spune că există totuși. Hai să vedem. De ce nu ne-a ieșit? Păi, acum diferă, că putem x să-l punem la numărător. Deci poate să fie și varianta că numărătorul și numitorul să fie fiecare din acestea, nu? Da. Deci, cum ar veni? Ar trebui să luăm și rapoartele care? X supra 1 pe 4 să facă 12, da? Da. Și de aici ce a rezultat? Păi, acum e acum. Păi, da, hai. Este cazul, sunt 1 pe 4. Deci, deodată ne vine mult mai ușor acum, da? Deci de aici rezultă că x egal cu 12 ori 1 pe 4, da? X egal cu 3. 12 ori 1 pe 4 se simplifică. Și avem? 1 pe 3. 3. Deci egal cu 3. X egal cu 3. Da, avem. Și 3 este de aici. Deci, practic, care ar fi primul raport pe care l-am descoperit, care se le dea 12? 3. 3 supra 1 pe 4 este egal cu 12. Da? El așa mi-a spus. Scrieți toate rapoartele care să ne conducă spre valoarea 12. Primul l-am găsit. În etapa în care am folosit cu 1 pe 4 la numitor. Acum ar fi cu 3 la numitor. Da? Adică deci ar fi x supra 3. X supra 3 se facă 12. Deci x supra 3 egal cu 12. De unde rezultă, Alexandru, că x egal cu? X egal cu? X egal cu 36. 36. Este 36 vreun element din celelalte care sunt aici? Nu. Deci 36 nu aparține lui A. Ne pare foarte rău. Nu putem face cu 3-ul, păstându-l la numitor, nicio fracție care să dea valoarea, nici un raport putem organiza să dea valoarea 12. Mergem mai departe. X supra cine? 13 pe 4. Să facă 12, Vlad, vorbește. X da. Este egal cu 12 ori 13 pe 4. 12 ori 13 pe 4. Și face cât? Și face... Simplificăm 12 cu 4. Și da. 39. 39 aparține lui A? Nu aparține lui A. Ne pare foarte rău. Acum, ultimul pe care îl putem lua este x supra 16 pe 45 să facă 12. Ia să vedem Gabriel. Vorbește. Mihai. Sau Mihai. Mihai. Hai Mihai. Mihai e mai simplu. X este egal cu 12 ori 16 pe 45. Pe 45. Ia să vedem ce putem face. Putem. Hai să simplificăm 12 cu 45 prin cât? Prin 3. Prin 3. Și atunci vom avea 4. Iar aici 15, da? Și va rezulta 64 pe 64 pe 15. Nu avem. 64 pe 15
nu se simplifică, este reductibilă și nu aparține lui A. În concluzie, câte fracții putem forma? De acum am epuizat problema. Da? Câte fracții putem, câte rapoarte putem forma care să dea valoarea 12? O singură, un singur raport? 3 supra 1 pe 4 egal cu 12. Sigur că da. Ăla a fost singur. Mi-a plăcut ideea ta. Aceea de a nota cu X și lucrăm în varianta respectivă. Și dacă îți dai peste unul de acela, e bine. Dacă nu dai, ne pare foarte rău, nu avem niciun raport. Deci tu ți-ai propus să mergi, de fapt, în felul ăsta. Ai mărit ritmul de lucru, hai să-ți recunoaște. Că dacă noi, Miruna, am fi mers în varianta în care îi luam pe toate, deci ăsta cu toate celelalte, ălaltul cu toate celelalte. Numai când păstram la numărător pe fiecare din ele și pe celelalte la numitor, aveam cât 4 ori 3, 12 rapoarte de testat. Și încă 12 când ne întorceam, inversele lor, practic, aveam 24 de tatonări. Sigur că puteam, odată ce am făcut pe cele 12, le întorceam fracțiile, ca să nu mai pierdem timpul, răspunsurile le întorceam, inversele le socoteam și dacă dădeam peste unul care, probabil ne dădeam undeva unul pe 12. Și la momentul care inversam, obțineam 12. Dar mai multă muncă ar fi fost. Nu e imposibil. Da? Ideea lui a fost frumoasă, interesantă. Punem un X acolo, lucrăm și dacă se întâmplă ca să dau rezultatul să fie un element de acela, ăla e. Ăla este cel pe care trebuie să-l socot în locul X. Mult de calculat, dar nu. Nu e mult de calculat. Aici autorul, nu, autorul, la ideea ta era vorba să știm să lucrăm cu fracții. Cum se împart două fracții? Mulțim prima cu a doua inversată. Da. Deci, practic, asta trebuia să știm, operație cu fracții și atunci totul era clar. Mergem mai departe, asta a fost exercițiul 13. Să recunoaștem că am avut niște lucruri frumoase. Mai întâi trebuia să transformăm numărul decimal în fracții ordinare. Număr decimal periodic mixt a vrut autorul să vadă, ne mai amintim noi treaba asta și noi știm aceste lucruri. Am făcut exerciții de acestea, deci n-ați avut emoții. Mergem mai departe să vedem exercițiul care? Al 14. 14. Dacă mai avem 200. B și C. B și C la? La 13? Da. Să ne uităm mai să vedem cât timp. 42, deci mai avem 8 minute. La 50 o să rupem lecția. Facem din 50 în 50 de minute. E bine mai ușor, Cristi, să... Da, 14. Ce spune la 14? Nu, la 13... Este B și C. B și C. Iau încă o dată. A egal cu... 1 pe 4, parcă a fost. 3. Cât? 13 pe 4, parcă. Și spuneți voi pe ultima... 13 pe 45. Și spune așa. B. Valoarea raportului să fie egal cu un întreg 0,8 neperiodic și 3 în perioadă. Ăla e raportul. Da? Deci data trecută a fost să fie 12. Acum valoarea raportului să fie un întreg 0,8 neperiodic și 3 în perioadă. Alex, vorbește ce facem în clipa asta. Îl transformăm pe acest număr într-o fracție decimală sau fracție ordinară, cum îi spunem noi, da? Și zicem egal mai departe cum. Da, un întreg. Și? 83 minus 8. 83 minus 8. Scriem tot grupajul de cifre. 83 minus partea neperiodică, 8, supra? 900. 900. Foarte bine.
Și dau mai departe, un întreg și 83 minus 8. Cât faceți? 75 supra 900 și egal cu? Da, nu putem să simplificăm, sigur că da. Alex, conduci egheșițiul? 25. Egal cu un întreg și simplificăm prin 25. 3. Ia să vedem. Într-o sută de 4 ori, 4, 9, 36. Da? 36. Hai să mai simplific o dată. Mai merge prin 3 și face un întreg, 1 pe 12. Și face în calcul 13 pe 12. Da? Da? Deci, în clipa de față, am transformat numărul acesta decimal periodic mixt într-o fracție ordinară 13 pe 20, 13 pe 12. Și acum trebuie să vedem care sunt două, care sunt toate rapoartele posibile pe care le putem face cu elementele acestea, încât valoarea să fie 13 pe 12. Sigur că da. De ce mai stai pe gânduri? Nu, te bagă pe x, e dau cu 13 pe 12. Deci, zicem, așa, x supra, x supra 1 pe 4. Doamna, că mă bagă, nu știu de ce. Păi nu știu, te gândeai acasă. Nu. Nu? Deci acasă. Nu. X supra 1 pe 4 egal cu 13 pe 12, echivalent. Pe x egal cu? X egal cu 13 pe 12 ori 1 pe 4. Vorbește tu, Mirona, 13 pe 12 ori 1 pe 4 și face egal cu? 13 pe 48. Aparține mulțimii? Nu. Nu aparține mulțimea mare. Deci, cu 1 pe 4 la numitor nu putem face nimic. Hai să vedem x supra 3. Egal cu 13 pe 12. Da. Atunci x este egal cu 13 pe 12 ori 3. 13 pe 12 ori 3. X este egal cu 13 pe 4. 13 pe 4. 13 pe 4 aparține? Da. Deci aparține lui A. Și atunci facem imediat raportul. Îl și scriem. X, adică 13 pe 4. 13 pe 4. Totul supra 3. Este primul raport care are valoarea de 13 pe 12. Mm-hmm. Și acum mergem mai departe. Mm-hmm. X supra 13 pe 4. 13 pe 4. Este egal cu 13 pe 12. 13 pe 12. X este egal cu 13 pe 12 ori 13 pe 4. 13 pe 12 ori 13 pe 4. Și este egal cu? Este egal cu 169 pe 48. Aparține, este un element al mulțimii? Nu. Nu aparține, da. X pe... Mihai, X supra cine? Unde suntem acum? X supra 16 pe 45. Vorbește tu, 16 pe 45 egal cu? Egal cu 13 pe 12. 13 pe 12. Rezultă că x egal cu? X egal cu 13 pe 12. Da. Ori 16 pe 45. 16 pe 45. Ia să vedem dacă se fac ceva simplificări. Da. 12 cu 16. Mihai, da? 12 cu 16 prin 4. Da. 3 și... 4 aici și 3 jos. Mai 4. Putem face ceva? Nu mai putem. Da. Și facem o mulțire. 4 ori 3, 12. Mihai, vorbește, te rog. 12. 4 ori 1, 4 și cu 1, 52 supra? 135. 135. Deci 52 supra 135. Care nu aparține lui Amalia,
Păi, da, dar astea au fost toate. Ei, da, dar trebuie să facem și inversele lor. Ca să facem inversele, ar fi 48 pe 13. Da, dar n-avem. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Hai să, să probăm, să verificăm dacă ar merge în varianta asta, da? Deci, cum vedem pe X, îl punem jos și punem pe 4 sus, cred că aici se va ajunge. Dar hai să, să ne convingem noi. Deci X, nu X, 1 pe 4, totul supra X, să fie egal cu 13 pe 12. De aici rezultă. Cine vă duce? Este parcă aș face, ori o fac pe asta, ori fac inversat, tot același lucru ar fi. Adică X supra 1 pe 4 să fie egal cu 12 pe 13. Vedeți? 12 pe 13. Se schimbă. Așadar, lucrăm, să muncim aici. X egal cu asta ori ăsta, nu așa bine, asta ori ăsta împărțit la asta. Sau dacă vreți, alte idei, cum vreți voi să facem aici. Pe 4 ori 12 egal cu 13 pe X. Așa ar bine, nu? Da. Produsul mezilor egal cu produsul extremelor. Și tu ai mers așa, ăsta egal cu ăsta ori ăsta împărțit deodată, putem zice aici. Împărțit la 13, da? Vlad nu urmărește. Uite, nu ți-e clar. Nu înțeleg. Uite, Vlad, obligația ta este, spun, vă rog încă o dată explicați aici. Și oricare dintre voi, Mihai la fel face, oricare dintre voi faceți acest lucru. Că voi faceți un serviciu imens pentru cei care ne vor urmări. Da? Dacă ceva nu vă e clar, întrebați. Anume. Deci acum vreau să văd rapoartele invers. La numărător să iau pe 1 pe 4, iar X-ul să fie unul din rapoartele celelalte, da? Da. Ei, și cât trebuie să fie egal de fiecare dată? Cu 13 pe 12. Mai înainte am făcut când numărătorul era X. Acum X este numitorul, da? Da. Rapoartele invers. Ei bine, acest, știm de la proporții că produsul, produsul mezilor egal produsul extremilor. Da. Adică 1 pe 4 ori 12 egal cu 13 ori X. Altfel spus, aducem la același numitor, dacă vreți. Da. Aici ar trebui amplificat cu 12, da, și ne place cu X. E mai ușor așa, dar și Alex, că ei n-au participat și nu Mihai. Și nu știu chestia ta cu produsul mic, cu produsul extremelor. De aceea se uită așa la dumneavoastră. A, nu, e clar. Exact. Mi se pare că faci un pic mai târziu. Exact, și mie urmași cu Adi știu. Dar le-am, mii trei nu știu. Am mai vorbit. Am făcut asta la școală, mai când nu ne-a zis că produsul mic e egal cu produsul extremelor. Dar mai făcut asta. Și am auzit în altă parte. Așa, bine. Dar acum hai să spunem așa. Aducem la același numitor. Numitorul este 12 ori X. Și înseamnă că aici trebuie să mulțim cu 12 și la asta cu X. Cu X, cu X, da? Și în final va însemna X ori 13, așa facem, da? Hai să scrim așa. Sau 13 ori X egal cu 1 pe 4 ori 12. Care se simplifică eu? Da? Deci X ori 13 egal cu 1 pe 4 ori 12. Și acum 4 cu 12, ce vorbește Vlad? Se simplifică și rămâne 3. 13x egal cu 3. 3. Eu îți rezultă că x egal cu? Rezultă că x egal cu 3 supra 13, da? 3 supra 13. Deci dreapta pe stânga. Deci 3 supra 13. Este 3 supra 13? Nu aparține lui A. Deci, păstrându-l pe 1 pe 4 la numărător, nu găsim niciun alt termen de aici încât să facem raportul acesta. Și acum mergem mai departe. Următorul ar fi, am luat pe 1 pe 4. Cine urmează? 3. 3 supra X, vorbește Mihai. 3 supra X. Egal cu 13.
Era pe 13. Pe 12. Care este egal cu el. Și rezultă că X cu cine e egal? X este. Poți să spui așa, dar hai să o luăm ușor. 13x egal cu 3 ori 12, da? Da. Zicem, 13x vorbește. 13x egal cu 3 ori 12. Adică 3 ori 12 faci cât aici? 36. De unde x-ul va fi egal? Alexandru? 36 supra 13, Alexandru. Deci dreapta supra stângă, da? Uite, Alexandru, ca să înțelegi. 3x egal cu 6. 3 ori cât fac 6? 2. Adică acest x egal cu 6 împărțit la 3. Și este 2, da? Ai înțeles, Alex? Deci, totdeauna trebuie să înțelegeți că dreapta pe stânga, da? Rezultatul acesta împărțim la coeficientul lui x. Bun. Și acum zicem x egal cu cine? Spunem 36 supra 13. 36 supra 13 nu se împarte, nu aparține lui. Nu este un element din A mare, ne pare foarte rău. Dar o întrebare. Zi? Dacă și poate și nu mai simpli... Am făcut o greșit. Ai fost neatent. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Urmează Alexandru. Ce element urmează acum la transmărător? 13 supra 4. Deci 13 supra 4. Totul supra x să fie egal cu... 13 pe 12. Echivalent. Echivalent. X ori 13. Hai să luăm așa. X ori 13. X ori 13 egal cu 4 ori 12. Așa. Egal cu 13 pe 4 ori 12. Da? 13 pe 4 ori 12. Simplificăm. 4 cu 12. 3. Și urmează. X ori 13 egal cu 13 ori 3, da? 39, dacă vrei tu. Eu n-aș fi mai scris așa, că se vede că se poate printr-un 13. Dar te lasă așa, egal cu 39. Și atunci X va fi egal cu 39 supra 13 și egal cu 3, care aparține lui A. Și acum, cu ocazia asta, care dacă l-am găsit, facem și primul raport. Care este raportul? 13 pe 4 pe 3. 13 pe 4, totul supra 3. Că ne-o dă și acolo. Exact. Și o încadrăm. 13 pe 4. Corect. Da? Supra 3, deja l-am făcut, deja l-am întâlnit, când am făcut în varianta cealaltă, nu-i nimic, nu-l mai luăm de două ori, îl avem o singură dată, stopătit, și acum să vedem acum pe cine credeți că, cine urmează? 16 pe 45. Deci o să spunem 16 pe 45. Totul supra. Supra X este egal cu 13 pe 12. 13 pe 12. Da. 13 ori X. Deci 13 ori X. Este egal cu 16 pe 45. Da. Ori 12. Ori 12. Foarte bine. Și simplificăm 45 cu 12. Bun. Și merge prin 3. Prin 3, nu? Prin 3, da. Da. Și vine 4. Și aici 15. Și rezultă că 13 x este egal cu 64 pe 15. Așa. Care rezultă că x este egal cu 64 pe 15. 15.
Totul de împărțit, așa trebuie spus, nu? La 13. Adică trebuia să scriu așa o linie de fracții și 64 pe 15. 15 împărțit la 13. 13. Și egal cu, aici este 1, să subînțelege. Da. Și mulțim prima cu a doua inversată, da? Da. Și face 64 pe 15, mulțim cu 1 pe 13. Și nu mai se simplifică nimic. 64 supra 50, sau 15 ori 13. Trebuie să mulțim 15 cu 13. Da? S-a făcut timpul. O să... Am și terminat și noi ieșițiul. Deci este interesant, am reușit să găsim fracțiile acestea.